Cine le învinge? Cu Mihai Dobrovolski în Gherila de dimineață. 9:07, bună dimineața, doamnelor și domnilor, încă o dată. Intrăm în ora 9:10 și asta înseamnă, fiind joi, că avem Cine le învinge și astăzi am marea plăcere să îl avem în studio pe profesorul Dragoș Cărnești. Bună dimineața! Bună dimineața! Mi-ați fost profesor la masterat în ambii ani, mi se pare, am avut cursuri. Curs practic în primul an și în al doilea cea practică de cercetare. Am fost partea unei cercetări pe care ați făcut-o și a fost foarte interesant, le-am mai povestit colegilor, pentru că erau niște, au fost mult, au fost două RMN-uri, parcă nu? Sau, da, era unul pre și unul post intervenție. Așa, foarte interesante, în care eu priveam niște imagini, unele vesele, altele triste, unele cu explozii, altele cu războaie, altele cu flori și așa mai departe, și mi s-a scanat creierul. Nu știu exact de ce, încă de-aia v-am și chemat ca să vorbim despre asta. După care o colegă, dacă nu m-a luat, cred că vreo 4 sau 5 ore de-a lungul a câteva săptămâni, m-a pus să miros lucruri și să notez niște amintiri, să le scorez și așa mai departe. După care am fost la Kinetic, unde m-am prins. M-au lăsat singur cu o cameră pornită, dar m-am prins că e pornită. Și voiam să văd ce fac. Bineînțeles că m-am scălămbărit la cameră și așa mai departe. Pentru ce erau toate astea? Pentru că știu că faceți cercetări foarte importante. Practic, ai fost parte dintr-un proiect care are mai multe axe, mergând în două direcții principale, una fiind impactul anumitor tipuri de intervenții asupra comportamentului prosocial, deci crescând cumva empatia și felul în care îți dorești să ajuți pe alții, să înțelegi pe alții și așa mai departe, și o altă axă care are legătură cu impactul pe care îl are asupra stresului și asupra imunității, ce se cheamă antrenament autobiografic. Mai întâi cele două au fost testate individual, cele două linii, și tu ai fost practic parte din varianta combinată, în care a fost din mai multe tehnici care au fost pilot testate privind comportamentul prosocial, s-au ales una, și cea autobiografică, iară din mai multe modalități de stimulare a amintirii autobiografice, a fost rețea cu mirosuri. Adică în momentul în care eu povesteam ce mirosuri, ce amintiri îmi vin, de exemplu, de la mirosul de coajă de portocală sau de la mirosul de cafea sau ciocolată sau vin, practic se testa cât de mult îmi aduc aminte și ce efect are au aceste amintiri asupra... Da, mă rog, sunt mai mulți parametri care erau testați. Dacă îți amintești, se cerea pe acea foaie de valoare să scrii practic cât de vie e amintirea respectivă, cât de important personal pentru tine acea amintire, ce valență, adică plăcută sau neplăcută, eventual dacă ți-a scăzut stresul după acea sesiune de reamintire. Ah, exact, că făceam și o... Era o scară vasă. O scară vasă, da. La 0 la 100. Da. Ce a ieșit? A ieșit? Este finalizat? Nu este, cel puțin bucata respectivă încă nu e finalizată. Avem alte bucăți din studiul respectiv care sunt deja finalizate. Pot să spun că combinația pe care tu ai făcut-o, de exemplu, s-a dovedit că este eficientă în a scădea stresul la cei cu stres post-traumatic. Tu n-ai fost din grupul respectiv, deci tu ai fost în un grup de control sau oricum pacienți, adică pacienți, oameni sănătoși, da, fără diverse boli de stres profesional sau stres. Grupul de control, exact, practic. Da. Dar la cei care au stres post-traumatic s-a constatat că semnificativ le scade acest gen de intervenție nivelul de stres. Adică tirea... Combinată cu partea socială. Combinată cu partea socială. Dar separat, de exemplu, eu am răspuns în principal de partea autobiografică din tot studiul ăsta, de-aia pot să detaliez mai mult partea asta. S-au observat mai multe lucruri care sunt unele interesante, altele surprinzătoare, unele chiar amuzante. De exemplu, din punct de vedere a scăderii stresului, această procedură de reamintire autobiografică momentan scade stresul, pe timp îndelungat nu neapărat sunt semnificativ diferențele pe oameni sănătoși. Am spus, practic, pe oamenii cu stres post-traumatic se poate vedea acest lucru și în alte studii s-a observat la oamenii cu depresie, iar același lucru. La cei sănătoși nu neapărat se modifică chestia asta, dar crește numărul de amintiri pe care ți le poți reaminti după o lună de antrenament. Practic, de două ori pe săptămână, cam o oră pe zi, că așa era făcut acest antrenament, și a crescut semnificativ numărul de amintiri pe care omul și-l amintește. E interesant că își amintește în special chestii din copilărie și început adolescenței, care multe dintre ele erau
știa că le-a uitat de mult. Adică e foarte surprins cum ne-i vinde așa ceva în minte. Și alt destul rău, că de fapt mirosul este cel care declanșează cele mai din copilărie, amintiri, chiar de la 6 ani sau chiar 5 ani și mai departe. Este stimulul cel mai activ în sensul ăsta? Adică ți-aduce aminte cel mai bine dacă miroși lucruri? Da, sunt mai multe variante. Noi am mers pe, deci unii au mers pe, de exemplu, mirosuri plăcute. Au selectat mai multe tipuri de parfumuri și au făcut fel de aromaterapie cu oamenii respectivi. Noi am mers pe o altă variantă și am spus că hai să folosim mirosuri casnice. Adică ce are omul prin casă. Să mi-aduc aminte, era ciocolată cacao, era cacao, portocală, era esența de vanilie, că doar fiecare bunică a avut-o, așa. Spirit, vin, scorțișoară, ceapă, exact, da. Dizolvant de vopsea, motorină, spirit sanitar. Da. Care-i mirosul care aduce, care-i cel mai eficace în a ne aduce aminte lucruri din copilărie? Din studiul nostru a ieșit că cel mai bine scorea portocala, apoi mai era cafeaua și vanilia. Într-o oarecare măsură și mere verzi. Dar portocala aici m-a scurat cel mai bine. Adevărul e că eu sunt sigur că acum, când vorbim, ascultătorii, numai pentru că menționăm portocala și amintiri, cred că au făcut niște asocieri și deja își aduc aminte de bunici. Da, și aici a ieșit, ne-am făcut inclusiv acest gen de analiză, pe tipul de amintiri pe care omul și le reamintește, stimulate de către miros, cum corelează ele cu tot felul de parametri, cu anotimpurile, de exemplu, cu trăsături de personalitate și așa mai departe. Și a ieșit că, în special, amintirile din timpul verilor sunt asociate cu parteneri romantici, cu iubiri, cu îndrăgostiri, cu aventuri împreună, iar cele din timpul iernilor cu familia, nucleul familie, adică familia apropiată. Când se stătea mult în casă, când se făceau chifteluțe, sărbătorile de iarnă și practic, acolo practic strânge toată familia. În timp ce în timpul verii, omul pleca de acasă în vacanțe și avea diverse aventuri. Ce este, apropo de vară și iarnă, surprinzător, asta chiar nu ne-am așteptat la ea și a fost primul studiu pe care, din câte știm noi, a descoperit chestia asta. La liber, dacă îl pui pe om să-și amintească așa de mirosuri diferite, declanșate diverse amintiri, ne-a ieșit că semnificativ mai multe amintiri, mult mai multe amintiri, sunt din timpul verilor. Deci cele mai multe amintiri, care acei subiecti, care au mulți, au fost peste 100 și ceva, 170 de oameni, și-au luat amintiri și-au amintiri din timpul verilor. Care ar putea fi explicația? Nefiind încă studii multe făcute pe așa ceva și nefiind încă un mecanism identificat, se pot face doar eventual speculații. Speculațiile pot face trimitere la faptul că se știe treaba asta. În timpul verilor, și factorii de creștere neuronale care duc la formarea de sinapse în creier și anumiți transmisători care se implicați în memorii afective, cu ar fi serotonina. Serotonina de la soare. Adică serotonina de la soare, hormon ca vitamina D, care e și un hormon, nu doar o vitamină. Da, mai mică măsură. Adică sunt studii care, din punct de vedere a vitaminei D, sunt neconcludente. E un mit privind vitamina D. Clar că are un efect, dar nu neapărat pe învățare, ci poate eventual pe protecția de demență, de exemplu. Dar apropo de imunitate, și asta se știe, și poate că e un factor. Genele noastre au mai mare profil proinflamator în timpul iernilor și antiinflamator în timpul verilor. Iar acest profil proinflamator se știe că afectează organismul, inflamativ creierul, puce neuroinflamație și ai șanse mai mari să faci diverse tipuri de boli, inclusiv diabet, în timpul iernii decât în timpul verii. De ce evolutiv ar fi sistemul imunitar subactiv iarna? Este foarte probabil datorită lungimii zilei. Deci nu are legătură cu căldura, nu are legătură cu alimentația, ci are legătură cu lungimea zilei. Fiind ziua mai scurtă, asta afectează imunitatea. Și bănuiesc întregul organism, adică dinamica întregului organism, fiind ziua scurtă. Absolut. Și ai zice că ai nevoie mai mare iarna, de exemplu, din punct de vedere al unor virusuri, să zicem. De aia și, cum să spun, ai tendința de a te îmbolnăvi de tot felul de viroze iarna. Nu neapărat că doar atunci sunt virus și vara nu sunt virus, și pentru că imunitatea ta este mult mai scăzută în timpul iernii. Aici vitamina D are un rol. Are și vitamina D, are și... Pentru că avem vitamina D, luăm din soare doar între aprilie și septembrie, ceva de genul, când sunt UVB-urile. Da, dar știi, am vorbit la un moment dat, aveam o colaborare cu cei de la medicină și cu Petre de la biochimie de acolo. Au făcut mai multe studii și a reușit că cam... Doar vreo 25% din populația adultă din România are nivelul corect de vitamina D, ceea ce ridică semne de întrebare privind fie benchmark-ul vitaminei D, fie că nu-i ceva regulă cu... Eu cred că ceva ne regulă cu lifestyle-ul românilor, în general,
da, oamenii educați ies, aleargă, stau prin parc, știu că e necesar. Ceilalți serviciu acasă și vezi, sunt posomorâți, adică se vede pe ei. Dar nu vreau să intrăm în bănuielile noastre sociale, așa. Apropo de... Și încă un lucru important în același studiu, ca să închide paranteza asta cu anotimpurile, s-a dovedit că semnificativ scade inflamația în organism odată cu acest antrenament autobiografic. Deci faptul că faci acest antrenament autobiografic nu doar că îți crește capacitatea de a-ți aminti diverse lucruri și crește ușurința de a-ți aminti spontan, chiar în timpul zilei, diverse amintiri din copilărie sau foarte îndepărtate, dar efectiv îți crește imunitatea scăzând inflamația. Deci faptul că ți-aduce aminte lucruri, pe lângă faptul că e un proces destul de în spirală, adică ți-aduce tot mai mult aminte, dacă ți-aduce aminte puțin, ți-aduce tot mai mult aminte, scade inflamația în corp? Ați măsurat-o cu proteina C-reactivă sau cu... Nu, cu TNF-alfa. Ok. TNF-alfa care e, de fapt, e un foarte cunoscut marker proinflamator, este marker și pentru COVID, de altfel. Deci amintirile scad inflamația. Wow! Țin minte dintr-un curs, ba chiar cred că am făcut o prezentare pe tema asta, că dacă avem un T0 prezentul, să spunem, și ne aducem aminte lucruri de acum 7 ani, este mai ușor pentru noi să proiectăm pe viitor lucruri. Da, practic aici e o discuție care poate că, nu știu, o să o abordăm mai mult în un alt interviu când putem să ne întindem mai mult. În creier lucrurile nu seamănă deloc cu ce suntem noi învățați din cultura noastră, din cartea de psihologie. Nu este, în creier nu are sens să cauți facultăți mentale ca și în capitolele din cartea de psihologie, cu senzații, percepții, atenție, memorie, gândire, personalitate, inteligență, afectivitate. N-are nicio legătură. Totul care... peste tot. Da, nu nici în sensul ăsta, adică nu se ocupă totul cu de toate, ci practic sunt alte principii de construcție a creierului și practic mai degrabă trebuie văzut creierul ca un fel de mecanism care activează selectiv experiențe trecute în funcție de contextul în care ne aflăm, le reconstruiește și le folosește pentru a ghici viitorul. Practic este o mașinărie de ghicit viitorul. El nu e important pentru a avea ce povesti în Revelion. Amintiri din armată sau din facultate sau din copilărie, apropo de mirosuri, ci este un organ care are rolul principal de a ne adapta la mediu, încercând să pregătească organismul pentru ce ne-ar putea aștepta. Adică mecanismul de învățare, practic. Da, folosește practic experiențele, și nu doar cele cognitive, inclusiv cele somatice, apropo de inflamație, pentru a genera scenarii probabilistice privind ce ne-ar putea aștepta într-o situație anume, pe diverse timp, scale temporale, de la nivel de secunde până la nivel de minute, ore, zile și mai departe. Deci, practic, programează, are rolul această simulare și ghicire, între ghilimele, a programea organismul pentru a face față la provocări viitoare. Și atunci, practic, această legătură cu imunitatea face parte din programarea asta. Nu doar imunitatea, hormonii, metabolismul, ritmul cardiovascular, musculatura, toate trebuie programate ca să ne adaptăm la o provocare. Deci, pe termen scurt, acești markeri care activează sistemul imunitar nu au strict doar rol imunitar, ci au rol de mobiliza suplimentar metabolismul ca să facem față la o provocare. Vorbim despre asta și despre mult mai multe. Sistemul imunitar e important și ce țin minte din cursul dumneavoastră este că ne putem schimba sistemul imunitar inclusiv cu gânduri. Prin niște mecanisme un pic mai complexe, adică gândurile pot schimba epigenetic structurile sinaptice, de exemplu, care pot influența HPA-ul, axa HPA, care pot... Vă întreb în câteva momente despre asta, luăm o foarte scurtă pauză, 9 și 20 de minute. Sinele învinge, cu Mihai Dobrovolski în Gherila de dimineață. Profesor Dr. Dragoș Cârneci în studio... Profesor de neurologie. Conferențiar de neuroștiințe. Neuroștiințe. Autor a multor cărți și multor studii și lucrări. Încă din 2007 am văzut, cred că e cea mai timpurie pe care am văzut-o. Ați văzut și înainte? Carte prima a fost 2004 și articole de prin 98-99, nu mai știu exact. Unul din aceste articole mie mi-a rămas foarte mult în minte, de-aia vi l-am și menționat când pregăteam emisiunea zilele trecute, și anume articolul despre ce putem noi face, noi oamenii, pentru un lifestyle mai sănătos bazat pe neurocercetare. Și vă ziceam că ce mi-a rămas mie în minte a fost neurogeneza, care la adult se petrece în puține zone, una dintre ele fiind hipocampul, și care este foarte important.
important hipocampul, de el vorbeam, hipocamp sau hipocampus? Cum? Hipocamp. Hipocampul. Hipocampus e practic din greacă, din, de acolo și vine. E foarte important această... e ca un fel de potcoavă. E un căluț de mare, că căluț de mare, practic, exact. Hipocampus în greacă. E foarte important în procesul de învățare, ce vorbeam mai devreme, în achiziționarea de noi memorii, este ca un fel de stick pe termen scurt, care ia tot ce vedem, ce experimentăm, și după aia, mai ales în timpul somnului, face prin consolidarea memoriilor, o transferă în neocortex, unde o așa asociază cu tot ce știm noi până atunci. E, și dacă acest hipocamp nu mai face neurogeneză, evident că puteți să mă corectați după aia, dacă nu mai face neurogeneză, procesul ăsta începe să scârție. Și noi putem face anumite lucruri care să stimuleze această neurogeneză, să ne stimuleze hipocampul. Asta printre alte lucruri pe care le putem face ca să ne fie mai bine. Și vreau să începem de aici un pic o discuție. Da, procesul ăsta de neurogeneză e mult mai prezent la animale, șoareci, de exemplu, decât la oameni. La oameni este foarte prezent, în special în copilărie. El există, se pare, și la omul adult, dar o rată mult mai scăzută decât în copilărie. Și se menține chiar până la vârste mai înaintate. Hipocampul este parte din niște rețele, practic, ale creierului, care au rolul tocmai de a face un fel de matching între ceea ce deja știm cu ceea ce trăim în momentul prezent. Și ar fi complicat, cel puțin la omul adult, să fixăm ceva nou fără să se potrivească într-o oarecare măsură cu ceea ce este deja în creier. Or, hipocampul, practic, și împreună cu lobul frontal, asta are jobul, de a potrivi una cu alta. Sau de a vedea că nu se potrivesc una cu cealaltă. Oricum, e o vedere de comparație tot timpul între cele două. Are rol și în învățare, dar are rol în egală măsură și în a reaminti. Adică, inițial, așa, tradițional vorbind, s-a considerat că este un centru al memoriei, dar, de fapt, nu există centri în creier. E în egală măsură implicat în învățare, dar și în acea mașinărie de reactivare, simulare, construcție. E implicat în egală măsură în creativitate, în planificare, dar și, surprinzător, reglarea glicemiei. Adică asta e o chestie destul de nouă și, practic, cam toate rețelele astea din creier sunt conectate, așa cum spunea adineori, cu metabolismul, cu imunitatea, cu alte lucruri din corp, având rolul de a potrivi, a pregăti organismul față de provocările cognitiv percepute sau imaginate a ni se întâmpla. Deci, practic, hipocampul are rolul tocmai a face un fel de matching între ce știm, ce s-ar putea întâmpla, ghicit fiind pe baza ce știm, și pregătirea metabolică a organismului privind efortul respectiv. Deci, practic, reglarea glicemiei din aia face parte, de a mobiliza un efort al organismului. Totul e interconectat cu tot în creier, putem spune asta sau... Da, dar foarte ordonat, nu la modul haotic, nu se ocupă tot zona din creier de același lucru. La dumneavoastră am auzit pentru prima oară, trebuie să recunosc, eu nu mă preocupam de neuroștiință înainte să încep masterul, decât în măsura în care meseria mea din când în când mai primea un articol, mai citeam. Am auzit despre sistemul ăsta de rețele, care este opus celui pe facultăți, adică până acum ceva, nu foarte mulți, 10-20, ceva de genul, se credea că ai un centru al vorbirii, un centru al alergării, că dacă se lovește un pic, hai că mai preia alt centru, etc. Dar s-a observat, începând cu metodele astea mai moderne de scanare a creierului, adică rezonanță magnetică, nucleară, etc., PET-ul, și s-a observat că, de fapt, o activitate pe care o facem sau o reacție a noastră la un anumit set de stimul sau la un anumit mediu se face printr-o rețea care poate să unească foarte îndepărtate locuri din creier. Sunt câteva rețele mari. Rețeaua default, rețeaua ventrală, salience, executivă și, evident, și rețele mai mici. Deci, orice facem, activează nebănuite zone din creier, care, de fapt, la toți oamenii, dacă te uiți la activitatea respectivă, sunt destul de asemănătoare și se unesc într-o rețea. Am zis cât de cât... Da, e corect. Aceste rețele de alimentare există și când suntem complet relaxați sau chiar în stare de... Rețeaua default, de exemplu. Exact, da. Deci e cea mai mare dintre rețelele din creier și se pare că are un rol de integra. E un fel de colecție de hub-uri care colectează informații de la alte rețele mai micuțe și, practic, ceea ce noi facem, decidem,
are loc în această rețea default, a fost numită rețeaua conștiinței, introspecției, ținelui și mai departe. Da. Ulterior a fost descoperit această rețea și la alte mamifere, la șoarece, la pisici, la maimuțe și ok, dar are șoarecele conștiință sau se poate introspecta sau... Și de seama, de fapt, în ultima vreme, mai multă lume, că are rolul tocmai de a integra informații externe și interne, adică ea colectează inclusiv informații din organism, interoceptive exact. Și așa mai departe, și are tocmai acest rol de a potrivi efortul necesar, atât metabolic și imunitar și așa mai departe, cu provocările pe care le anticipează. Practic e principalul simulator din creier. Dar este și un blocaj din când în când, nu? În sensul că am citit că anumite afecțiuni sunt corelate cu o rețea default, de exemplu, prea rigidă și care, pe care dacă o scazi în intensitate, de exemplu, chiar și prin mijloace ca meditația sau există, de exemplu, triburi care stau sub cascadă rece o oră sau prin ciupercile halucinogene mai nou și alte droguri care se pare că perturbă un pic rețeaua la default mode, cât să permită alte legături care altfel sunt nepermise de această rețea, care trebuie să țină lucrurile în control, că nu poate să lase haosul să iasă. Da, de ora actuală, că așa cum spuneai aici, și din aurie, s-a mutat foarte mult înțelegerea patologiei și a normalității de la ideea de facultăți mentale sau centri, cum spuneai, spre rețele, pentru că s-a dovedit că, într-adevăr, toate diferențele dintre oamenii și sănătoși și cu diverse patologii stau în conectivitatea din cadrul unei rețele sau dintre acea rețea și alte rețele cu care este ea conectată. Apropo de rețeaua default, care e un fel de dirijor principal, cam toate patologiile cunoscute se caracterizează prin modificări în conectivitatea și din cadrul rețelei default și dintre ea și alte rețele. Adică, de exemplu, în partea frontală a rețelei default apare o hiperconectivitate în zona ei dorsală, se cheamă, adică mai de creștetul capului, și o hipo conectivitate în zona ei ventrală, adică cam către ochi, cum ar veni, mai de jos. Că e depresie, că este stres post-traumatic, că este ADHD, că este TSA, așa mai departe, toate au aceste anormalități în conectivitatea rețelei default și, apropo de studiul de care vorbeam, acest antrenament autobiografic a crescut la subiecții noștri conectivitatea tocmai în zona aia ventrală a rețelei default, în partea frontală. Și în conexiunea dintre acel hub frontal al rețelei default și un alt hub important subcortical numit talamic, prin care se integrează informația trimițând către organism, către centrii, cum ar veni, subcorticali ai creierului, informația din rețeaua default. Adică, în cuvinte un pic mai populare, ca să zic așa, pentru cei care nu se pasionează neuroștiință, rețeaua asta e ca o plasă, nu? Orice rețea e ca un fel de plasă care trece prin diferite zone ale creierului. Și rețeaua default mode este acea rețea care este activată, este în on mode, când nu face nimic, când nu suntem în sarcină, de exemplu, cum se spune în psihologie. Adică, dacă stau acum și mă bag într-un scanner, apar aprinse aceste zone care sunt foarte apropiate la toți oamenii, adică sunt cam aceleași, și care sunt rețeaua default mode. Dacă ea este... Și acolo avem credințe despre noi și despre ceilalți, nu? Prejudecăți. Aici aș completa cumva ce tocmai ai spus. Decât o plasă, mai degrabă aș spune că e ca un fel de oraș. E ca Bucureștiul cu trafic intens. Okay. Toate rețelele astea și multe studii făcute pe default mode au ce se cheamă small world architecture. Adică un fel de lume mică. Adică de lume mică, ca un fel de un oraș, de exemplu, metaforic vorbind. Ea inițial, într-adevăr, s-a crezut că este activă doar când stăm și nu face nimic, seara de culcare cu ochii închiși. După aia s-a descoperit o chestie interesantă, că de fapt ea tot timpul este activă, dar ea se ocupă tot timpul ca un fel de a ghici pasul următor. Adică nu se ocupă de ce efectiv în momentul ăsta în fața ochilor noștri, ci ce urmează în secundele, minutele următoare se întâmple, generăm mereu predicții și înregistrăm erorile în predicțiile pe care le face creierul. Asta face și rețeaua ventrală? Sau, de fapt, rețeaua ventrală e parte din... Rețeaua ventrală mai degrabă se ocupă de, efectiv, ce facem în secunda asta. Ok. În timp ce default e ca un fel de... Prezice. Da, e un fel de ghicitoare care ghicește pașii următori și îi spune lui rețeaua asta altă, salience sau ventrală, la ce să se aștepte după colț. Okay. Sau secundă următoare. Ce e posibil să fie acolo pe baza ceea ce am văzut până atunci. Absolut. Dar ea conține, nu, prejudecăți, conține credințe despre noi absolut. Și ceilalți? Toate experiențele noastre, cel puțin conștientizabile sau verbalizabile,
toate convingerile, tot ce putem noi semantiza într-un fel, e parte din această rețea default mode, nu neapărat că e stocată acolo, ci mai degrabă acolo se întâmplă când se culege informația din diverse locuri, e creu, e stocată, așa parțial, spartă în diverse locuri, și e orchestrată, recompusă de acest dirijor invizibil care se rețeaua default mode. Cei care fac studii serioase pe stări alternative de conștiință, adică John Hopkins, mai este o organizație MAPS din Statele Unite, și mulți nu prea sunt pentru că au fost interzise aceste cercetări, ei zic că în stările alternative de conștiință, meditația fiind una dintre ele, nu vorbim numai despre substanțe, revin, perturbarea acestui default mode network permite niște conexiuni care până atunci nu erau făcute și care unele dintre ele rămân după aceea, ba poate chiar sunt înglobate în default mode. Default mode, rețea, cum ar veni. Dar nu doar aceste stări alterate prin consum de drog sau meditație, ci orice fel de experiențe noi și diferite de ce știm noi duc la acest efect. Pe vremuri se știa, mă rog, când nu exista neuroștiință și nu se știa ce e default mode, artiștii, special scriitorii, știau o șmecherie în secolele 18-19, că dacă au uitat într-o pană de imaginație și, mă rog, nu mai au creativitatea pentru, necesară pentru a scoate un roman sau o piesă de teatru sau o poezie, ideea de bază este să plece într-o țară străină, de regulă mergeau în țările mai calde, în zona Mediteranei, și să dau câteva luni acolo, trăim printre localnici. Când se întorceau acasă toamna, aveau un spor, între ghilimele, de creativitate, pentru că se reorganiza creierul prin efortul făcut de a se adapta la o lume nouă. E interesant că inclusiv în timpul somnului se întâmplă chestia asta. Adică somnul are multe chestii în spatea lui de REM, de exemplu, caracteristice similare cu consumul de anumite droguri halucinogene. Adică sunt stări alternative. Scade noaptea când dormi, scade conectivitatea. Puterea, să zic așa, conectivitatea, da, default mode network. Exact. E foarte activ, creu, de aminte, dar rețeaua default mode e constrânsă cumva în timpul zilei de alte rețele, cum e rețeaua executivă, a selecta numai ce e relevant și probabil în momentul ăla. Altfel, ea poate să genereze tot felul de chestii ciudate, care ne numim creativitate, imaginație și așa mai departe, care se întâmplă fie prin consum de diverse droguri, prin meditații sau prin stările normale de REM în timpul somnului. Vorbim imediat despre multe inclusiv, alte lucruri. Puțin, inclusiv ce numim personalități multiple. Sau acum se cheamă disociația de personalitate, tot în această, cum să spun, scăpare sub control rețele default are loc. Ce înseamnă? Înseamnă că ești când mai mult conectivitatea e în default și când mai mult în alte zone? Sau ce înseamnă asta? Practic ea e constrânsă de, sau de exemplu, centra executivă, a selecta numai ce este relevant în contextul în care noi trăim acum, în secunda asta, în studioul ăsta, de exemplu. Dar ea e capabilă să genereze tot felul de sineuri, cum ai spus tu, adică de euri alternative. Noi, în noi, putem fi o multitudine de noi, care de multe apar în tipul viselor, de exemplu. Și care se întâmplă personaje, pur și simplu. Construcții potențiale, posibile, plauzibile, rețeaua default mode. Ceea ce ne duce foarte tare, eu știu, era aproape... Uneori era comic în timpul cursurilor, pentru că eu am înțeles de ce dumneavoastră trăgeați spuza, să zic așa, mai mult pe neurologie decât pe psihologie. E neuroștiință. Neuroștiință, da. E o chestie de patologie. Pardon, corect. Neuroștiințe, neurocercetarea vis-a-vis de psihologie. Deși sunteți psiholog la bază, nu? Da, am trebuit psihologia. Și eu am înțeles de ce. Pentru că mulți psihologi, eu incluzându-mă aici, au niște povești în cap care contravin la ceea ce neuroștiința ne aduce în ultima vreme. Contravin. Și trebuie să ne... Eu cel puțin m-am bucurat că într-un fel m-am depărtat un pic de ce știam de teorie, psihologie abisală, etc., pentru a vedea ce s-a aflat până acum în neurocercetare. Era haios când însă ce ne povesteați, pentru noi cei care am avut clienți în cabinet și avem, ne aducea de fapt exact... justificarea neurologică pentru niște metode care au început empiric. De exemplu, cu personalitățile multiple. Nu pot să nu mă gândesc la Jung și la complex. Adică visezi noaptea un bandit și îl visezi atât de bine, atât de detaliat, îi simți emoțiile. E cumva clar că e în tine. Deci el neurologic este construit într-o rețea și are o legătură cu poate alte construcții din alte rețele sau din aceeași rețea, dar stă în picioare neurologic.
creierul și în special această rețea default e ca un fel de producător de filme. E ca un fel de Netflix. Nu vreau să fac reclamă, dar ca orice altă asemenea casa de producții, care face mai multe seriale în același timp. Și le proiectează în capul nostru. Pe unele le proiectează doar în timpul somnului, pe altele le proiectează și în timpul zilei, dacă consideră alte rețele că sunt relevante contextului de moment. Când te sperii, de exemplu, de ceva, dar se dovedește că n-a fost aia, sau ai o reverie. Ne întoarcem imediat. Vreau să vă întreb ce putem face ca să aducem un pic de echilibru, sau dacă, din ceea ce se dezvoltă în neuroștiințe, putem aplica în psihologie și în psihoterapie. 9:39, bună dimineața! Sinele învinge, cu Mihai Dobrovolski în Gherila de dimineață. Bună dimineața, 9:41 de minute, Sinele învinge, cu Dragoș Cârnești, bună dimineața încă o dată. Vorbeam în pauză acum despre faptul că în procesele astea de învățare putem găsi indici în neurocercetare pe care chiar îi putem aplica în învățarea per se. Nu vorbim de procesul mare de învățare al creierului, ci de învățarea, de exemplu, academică. Ne pregătim pentru un, nu știu, curs, ne pregătim pentru un examen. Și țin minte că apăreau în curs anumite metode care au în spate neuroștiință. Ce putem face ca să învățăm mai ușor, să ne rămână mai mult în minte? Sunt deja multe studii care s-au făcut și în psihologie și în neuroștiințe care să probeze eficacitatea diverselor tehnici de învățare, unele fiind clasice, pe care toți le folosim încă din copilărie, altele fiind ceva mai noi. E interesant și șocant și amuzant în același timp că cele pe care le folosim cel mai frecvent încă de când eram în școală și poate încă și acum dacă avem deci învățat ceva, cum ar fi să tot repetăm aceeași chestie de 15.000 de ori seara dinainte de examen sau să subliniem cu cariocile colorate textul în funcție de, nu știu, diverse criterii, ce face cu galbe, anumite chestii, cu roșu, alte chestii, n-au niciun fel de efect. Ba chiar din potrivă, faptul că repeți excesiv chiar îți inhibă anumite informații. Ca și alternativă, s-au găsit alte lucruri care sunt, într-adevăr, probat ca fiind eficiente. Una ar fi testarea, autotestarea. Adică fie vorbești cu cineva, fie dacă n-ai cu cine să vorbești, să-ți faci tu singur niște cartonașe cu întrebări privind subiectele din ce ai de învățat, le pui într-o cutiuță, citești și tragi un cartonaș în care... Pe o față ai întrebare, pe o față ai răspuns. Exact. Și e interesant, în special dacă greșești la răspunsul respectiv și ulterior, acea informație pe care ai greșit-o la testul, mini-testul pe care ți-l faci, să rămâi mai mult. Se fixează mai bine. Exact cu nu știu cât, vreo 35 sau 38% mai bine decât restul informațiilor, pentru că a apărut o eroare în predicție față de ce credeai tu comparativ cu realitatea. Care eroarea în predicție ne pornește învățarea. Da, e principalul trigger de reînvățare nouă. Wow. Deci dacă greșești, cu 38% mai mult. Ce mai era? Da, mai erau, de exemplu, spațierea. Asta, ca să poți să înțeleagă oamenii care mecanismul, trebuie să dar nu foarte mult în ce e învățare. Învățare, noi folosim termenul învățare și apare și în psihologie și în cultura de zi cu zi. Vorba aia și cei care nu au școală vorbesc de învățare. Dar e un termen care botează un fenomen, adică această acumulare de informații sau schimbare de comportament sau schimbare de răspuns afectiv. Ea nu explică schimbarea. Numim învățarea această schimbare, ca să putem explica de ce unii învață mai repede sau mai mult sau mai ușor și alții mai greu, trebuie să vedem ce e aia de fapt învățare. Ori învățare, ce spuneți la un moment dat, înainte de prima pauză, modificarea epigenetică. Adică o schimbare a expresiei genelor din neuroni care duc la consolidarea informației prin modificări sinaptice și se pare inclusiv modificări în structura ADN-ului din neuroni. Și acest lucru duce la câștigul de informație. Dar aia nu se întâmplă instant. Ci mai întâi trebuie creierul stimulat și lăsat să se producă niște proteine care se produc prin aceste modificări epigenetice. Și de aia e bine să citim un text ce avem de învățat și să lăsăm o vreme, cam maxim o săptămână, neumblat la el și apoi să revenim din nou asupra lui. Acest gen de procedură spațiată consolidează informația respectivă. Și pe foarte mult timp consolidează. Da, putem juca și așa, dacă vreți să ținem minte, de exemplu, nu știu, câteva luni, o lună de zile, de exemplu, un material, facem o spațiere de până într-o săptămână. Dacă vreți mai mult, ani de zile, spațiem și mai mult. Deci, o lună de zile între cele două. Inclusiv sunt studii care arată chestii de metaplasticitate, adică, de exemplu, dacă vrei să înveți ceva important, cam cu 3 săptămâni înainte, te apuci și vezi alte chestii.
Și apoi te apuci după 3 săptămâni, exact, pentru că mașinăria asta se pornește din creier, produce niște proteine care rămân acolo, o plasă de proteine, și când tu ai nevoie de ele, fixează informația necesară pentru examenul respectiv. E interesant că același lucru îl face și alergatul. Dacă alergi cam 2-3 săptămâni înainte de a învăța ceva important, se fixează mult mai bine chestia, inclusiv asta s-a folosit pentru adicție, adică scapă mai ușor oamenii de adicții dacă înainte de terapia în sine fac efort fizic. Care e explicația? Păi, prin alergare se produc niște factori de creștere neuronală. Niște hormoni care produc niște factori de creștere neuronală. Inclusiv neurogeneză, nu? Da, absolut. Hipocamp. Dar trebuie să-i grijă că dacă după aceea iar ai luat drogul, ăla nu mai scăpă el. Adică se consolidează foarte bine chestia respectivă. Și începe toleranța și... Absolut. Wow. Absolut. Apropo de drog, știu că... Asta inclusiv se aplică de la... mamă la viitorul copil. Da. Adică dacă mama face sport, va mai fi mai bun la matematică sau la școală copilul tău, nu dacă ascultă Mozart, maică ta cu tine în burtă, ci dacă face în not, de exemplu. Da. Adică chestia respectivă, efortul fizic în timpul în notului, care nu e așa de solicitant ca și alergat în parc dacă ești gravidă, duce la factori de creștere neuronală care ajung prin placentă la copil și îi cresc conexiunile din creier. O mai zic o dată pentru că vreau să rămână. Mamele care fac sport, dar evident întâi vorbiți cu medicii, fac copii mai inteligenți, pur și simplu, care învață mai ușor. Da, efortul ăsta corelează cu viitoarele performanțe la matematică ale copilului respectiv sau de memorie de lucruri, de exemplu. Yep. Wow. Bine, poate să fie și alte, nu? De exemplu, mama care face sport, sigur are stresul mai jos, cortizolul mai jos. Se știe că mamele stresate, de exemplu, fac băieți cu testosteron mai puțin, care și ăla e implicat, adică sunt o groază de... Mamele, era un studiu celebru, l-am spus și la școală, care s-a întâmplat în anii 90 în Canada, că a fost un viscol foarte grav, o săptămână a fost blocat totul, și cine a avut o idee să colecteze nivelul de stres perceput la gravidelor de acea perioadă. Mm. Și ulterior, când au născut, să le observe gradul de metilare. Metilare e un marker epigenetic al genelor copilului, da. Și după câțiva ani să observe comportamentul copiilor respectiv. Și s-a observat, de exemplu, că cu cât mama a fost mai stresată în perioada viscolului, mai izolată undeva, pierdută, fără mâncare și așa mai departe, a avut un grad mai mare de metilare a genelor copilului că s-a născut. Și asta corelează cu un comportament mai agresiv, mai impulsiv, cu modificare în comportamentul alimentar la copilul când ajunge de câțiva ani. Practic, acest proces ce face? Stresul perceput de mamă, pregătește copilul pentru o lume aversivă. Este tot ce vorbeam mai devreme, adică stai așa, dacă există astfel de evenimente pe lume, hai să pregătim și copilul, nu numai mama, pentru evenimente aversive. Iarăși, este senzațional pentru mine și mă bucur foarte tare când se unesc două lumi, și anume lumea intuitivă și empirică a terapiei psihice de până acum, cu tot ce găsim în neuroștiințe, pentru că se vorbește de mult despre, de exemplu, traume transgeneraționale. Și abia de câțiva ani, hai să zic zeci de ani, au început să fie cercetate și mecanismele prin care se ajunge acolo. Apropo de iubirea dintre mamă și copil, țin minte că la curs vorbeam și era evident exotic și interesant pentru noi, că vorbeam despre dragostea dintre copil și mamă, dragostea dintre copilul adult și iubitul, iubita, sau dragostea de droguri, de exemplu, există, că e comune. Da, sunt multe lucruri care sunt comune, nu doar ce privește partenerul romantic și copilul și adicțiile, ci cam toate lucrurile care la un moment dat ne formează echilibru, adică de care depindem într-un fel, inclusiv convingerile de orice fel, de la culturale până la religioase, toate practic au chestii comune cu adicțiile, pentru că toate ne... formează creierul într-un anumit gen de arhitectură care ne conferă sau îi conferă lui echilibru. Și toată viața, prin aceste mecanisme de care vorbeam înainte de pauză, creierul va căuta acele lucruri pentru a regla sau a-și reștiga echilibru. Deci dacă tu, de exemplu, nu știu, ești un drogat, vei căuta tot timpul drogul. Da. Și contextul în care e mai ușor să găsești drogul. Dacă tu, de exemplu, ești îndrăgostit, vei aștepta cu nerăbdare ca să te sune iubitul sau să se întoarcă de undeva iubita. Că ne povesteați despre receptorii de dopamină, că, nu mai știu, de doiul parcă era mai activat la monogamie și la drogați. Adică este drogul, poate să fie soția ta, să fie, ai o relație mai strânsă cu ea. De fapt, e invers, nu neapărat că e, din potrivă, cei care au probleme cu adicțiile,
au o problemă cu densitatea acestui receptor D2. De ce? Pentru că D2 are rol inhibitor. A trebuit să inhibe ceva. O lipsă de inhibiție înseamnă facilitarea învățării. Okay. Dar sunt la fel și la monogamie și la droguri, parcă. E, monogamia e un pic de drog, nu? Dar e unul sănătos din punct de vedere social. E interesant că, de exemplu, dacă tu îți pierzi pe cineva drag, ai mai mare inclinație pentru adicții. Fie droguri, fie alcool. Yep. De unde și cred, iarăși empiric, că mulți oameni care folosesc diferite droguri, alcool, în general cele opioide, așa, care îți dau stări plăcute, de fapt își caută un fel de mamă care, sau de iubită care să-i țină în brațe. Dacă te uiți, de exemplu, vezi în literatura de specialitate, dacă te uiți la un alcoolic, el n-are aproape niciodată o relație foarte tandră și intimă fizic cu iubita, soția. General, cei care au obiceiul de a lua droguri au foarte slab comportament prosocial. Adică nu caută senzația de căldură asta de care vorbeai într-o relație apropiată cu cineva, pentru că și-o ia oricum mult mai puternic din drogurile pe care și le injectează. Dar asta creează toleranță, tocmai pentru că e atât de puternică și pentru că nu lasă să trăiască și celelalte metode de apropiere. Dar același timp, asta cu toleranța, cum se spune, noi o folosim mereu când vorbim despre droguri sau alcool sau țigări, substanțe de tipul ăsta. Dar creierul este construit pentru toleranță. Toleranța există la orice fel de lucru. Adică, inclusiv mecanismele prin care noi acumulăm informație culturală și creăm diversitate culturală, e tot o toleranță sau răspuns la toleranță. Adică, nu mai mi-e destul să ascult doar trupa cutare. Ascult și alte trupe care, de exemplu, seamănă cu trupa cutare. Dar poate să fie și un mecanism. O ascultam pe doamna Lemke de la Stanford și care povestea, are o carte despre dopamină care a ieșit sau o să iasă. Și povestea așa că problema cu toleranța este că ne tot restrânge stimulul care ne dă, care ne ridică baseline-ul de dopamină. Adică, dintr-un fel de câmpie, dacă ne imaginăm așa, și cu multe, multe, multe posibilități de a ne ridica dopamina, adică poți dintr-o cafea, din întâlnirea cu cineva, dintr-o alergare în jurul blocului, ușor, ușor, toleranța te face să încerci tot mai mult un singur stimul. Să zicem, drogurile sau chiar și alergatul poate să fie un stimul. Și atunci, cumva, în loc să ne extindă orizontul, ne restrânge, dar cumva cred tot din nevoia organismului de a-ți arăta că nu trebuie să te duci acolo. Pentru că dacă n-ar fi toleranța, n-ai avea chiar niciun motiv să nu iei toată ziua numai drogul ăla. Toleranța, și să crești dopamina tot mai mult. Toleranța, practic, e mecanismul de protecție al creierului. E de protecție, exact. Ea, practic, inhibă niște celule din creier ca să mai producă dopamină. Și atunci, ca să mai producă, are nevoie de un plus de drog de ăla sau de altceva mai puternic ca să producă aceeași cantitate de dopamină ca să se simți tu bine. Mecanismul e într-un fel parșiv în sensul că pe de o parte vrea să te păzească de drogul ăla și de aia îți dă toleranță și în același timp, mecanismul ăsta, mai ales când e folosit de alții, care știu, traficanții de droguri, că sunt substanțe sau atenție, cum e la rețelele sociale, știu foarte bine să te facă să vrei tot mai mult, să vrei tot mai mult. Deci este cu două tăișuri. 9.54, întoarcem pentru încă 2-3 minute la Sine ne învinge. Distracția e de neoprit în cea mai rapidă rețea. La Orange ai acum Xiaomi Redmi Note 10 5G cu 3 euro pe lună prin buyback 5G cu abonamentul Fan 12. În plus, te bucuri de internet 5G nelimitat timp de 6 luni. Vino în magazinele Orange până pe 2 noiembrie. Detalii pe orange.ro. Prinde oferta zilei la EMAG cu prețuri excelente și livrare rapidă. Doar azi, 23 septembrie, ai pantofi și tenis începând de la 99,99 lei. Intră pe EMAG, caută oferta zilei și comandă simplu și rapid. EMAG. Secom.ro, dar și în magazinele Secom din țară, ai 10% reducere instant la plata cu cardul bancar Radio Guerilla. Pentru mai multe lucruri bine făcute în România, intră în aplicația Avanpost Radio Guerilla.
Salut, sunt Matei Oprina și mă ocup de albumul duminical. Un pretext să facem ceva deosebit pentru media în general, aici la Radio Guerilla, adică să difuzăm câte un material discografic neîntrerupt, ales și pe criterii absolut subiective pe deasupra, în fiecare duminică de la ora 14. Ca de exemplu... William Shatner, chiar el, ca să zic așa, nu e deloc la primul contact cu industria muzicală, are chiar un număr impresionant de albume la activ și mai scoate unul nou chiar weekendul ăsta. Spoken Word, Bill se cheamă, duminică de la 14. Universul entero, escucha! Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Le învinge, doamnelor și doamnelor, sunt foarte multe de vorbit, adică stabiliserăm despre învățarea apetitivă și cea aversivă. Cred că trebuie să mai veniți. Păi, vorbim să mă invitați. Vă mulțumesc foarte mult. Despre anxietate, iarăși ziceam că vorbim, pentru că este flagel. Citeam azi dimineață, de exemplu, tineri între 16 și 25 de ani răspund într-o măsură pentru mine alarmantă, că sunt extrem de speriați și cu anxietăți foarte mari din cauza, de exemplu, modificărilor climatice. Doamne ferește, foarte bine că avem grijă să fie, dar nu știu cât de bine este să crești generații întregi care au teamă de mediul din jur și care au threshold-urile de anxietate destul de sus. Vi se pare sau ați făcut cercetări în direcția asta sau e numai o iluzia noastră că zicem că generația asta este mai stresată decât a noastră? În general, nivelul de anxietate este dintotdeauna mai ridicat la adolescenți decât la copil sau decât la adult. De-al minte, inclusiv apropo de personalitate, deși ea nu există ca și zone în creier, dar dacă se poate măsura prin testele o de personalitate, așa, o compusă, cum ai spus, un complex de factori, scorul la nevrotism, sau nevroticism, cum se numește Big el, five. Așa, el scade cu vârsta. Adică, și în special, depinde foarte mult de experiența de viață pe care o ai. Dacă ești făcut șef, dacă ai oameni în subordine, dacă ai câștigi încredere în tine. Exact, scade neuroticismul. Dar el este maxim la adolescenți. De ce? Pentru că creierul lor este oricum în schimbare. E un creier care nu e nici de copil, nici de adult. Și de rândul lobul frontal la adolescenți e mai deconectat de restul creierului. Asta impactează și în decizii. Sunt mult mai cozate de senzații, mult mai impulsivi, au probleme. Sunt mai deschiși la nou, apropo de Big Five? Sunt foarte deschiși la nou și e normal să fie așa, pentru că... Absolut, că, trebuie să învețe. Asta cu deschiderea la nou vine cu hormonii sexuali. Pentru că odată cu hormonii sexuali... Da, cu hormonii sexuali ajut la maturitatea de a face copii și ideea pe vremuri era să nu faci copii cu cei din jur, că erau șanse mari să fie rude cu tine. Și atunci ai deschidea către exact, altă experiență. Eu mă duc peste dealul din față, ce-o fi acolo, îmi place să explorez și ajungând acolo puteau găsi un alt sat care avea șanse mici să fie rude cu oia de acolo. Rămâneau acolo, cucereau o fată de acolo și, practic, avea mai mare succes în copilul făcut din doi oameni foarte diferit genetic. Dar eu nu mi-aduc aminte, totuși, de exemplu, să fi fost noi stresați în adolescențe și cred că are și legătură cu stilul de viață. Adică noi trăiam, generația mea cel puțin, de la 10 dimineața când veneam de la școală sau 12, cam așa, până veneau ai noștri pe la 5-6, noi trăiam cu ceilalți din bloc, ieșeam afară, jucam fotbal, s-ar putea stilul ăsta de viață să fi impactat. E probabil, adică mă cer să schimba stilul de viață. Nu are să comparăm ce am făcut noi în adolescență cu ce fac cei de acum. Nu știu dacă e bine sau e rău, în biologie știi cum se gândește în felul ăsta cu bine și rău. Nu știu cât de adaptativ este. Adică dacă ne așteaptă un viitor online pe toți, probabil că e o chestie adaptativă. Dacă nu, nu e o chestie adaptativă. O învidea. La agreabilitate cum sunt? Sunt mai jos, nu? Scorează adolescenții și după aia crește agreabilitatea. E greu de spus, pentru că are mai multe fațete fiecare din acești factori, inclusiv conformismul. Ori ei sunt maxim la conformism. Cei mai conformiști oameni, de fapt, sunt adolescenții. Păi, să fie bine și cu ei, Doamne ajută, poate ne mai ocupăm și de ei, mai învățăm un pic, că eu cred că avem ce să învățăm, noi, generațiile mai mari, ca părinți, ca formatori, ca profesori. Eu vreau să vă mulțumesc pentru cursul dumneavoastră de la facultate, a fost senzațional, eu am învățat foarte multe lucruri de acolo și mă bucur și să le dau mai departe și... Maica, aș mai face o facultate. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitație. Sinele învinge cu Mihai Dobrovolski în Guerilla de dimineață.